Direct prin telefon cu părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași. Bună ziua, părinte! Să rămână! Întreba colegul meu în materialul pe care l-am difuzat în urmă cu câteva momente, cât de importantă este credința în această perioadă, părinte? În primul și în primul rând, când pronunțăm cuvântul credință, noi trebuie să știm că este un act care face parte din viața noastră personală. Atâta timp cât omul este trup și suflet, Dumnezeu este prezența din el prin suflet și conștiință. Noi ne naștem cu acest act al credinței încă de la zămislirea din pântecele Maicii noastre, când Duhul Sfânt îl creează pe om și se zămislește dintre atingerea bărbatului cu atingerea femeii. Și în felul acesta noi rămânem marcați de puterea credinței toată viața noastră. Dumnezeu l-a creat pe om să fie un propriu lui altar. Noi oriunde ne-am aflat, acolo trebuie să ne rugăm. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Părinte, ce le recomandați credincioșilor? Urmează săptămâna patimilor, nu putem să mergem la biserică. Cum putem fi alături de sau aproape de Dumnezeu săptămâna care urmează? Și de asemenea, ce ar trebui să facem în noaptea de înviere? Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi am încheiat cele 40 de zile de post pe care și Iisus Hristos le-a gustat în viu, fiind om și Dumnezeu, în muntele Carantania. Ne aducem aminte ispitirea pâinii, cu diavolul ne aducem aminte ispitirea puterii dumnezeiești, ceea ce și noi astăzi nu trebuie să facem. Domnul Dumnezeu face minuni și știe cum trebuie să făcute. Și apoi ispitirea cu puterea și frumusețea lumii. Iată că în aceste clipe, când noi stăm de vorbă, acest virus sau această boală a trecut și ea cu Îngerul Morții printre noi și a cules anumite roade care nu țin de noi, involuntar de voința noastră. De aici am putea înțelege că în această săptămână a pătimirilor Domnului ar trebui să fim mai mult atenți pe ceea ce înseamnă viața particulară, personală și unirea noastră cu Hristos, ce înseamnă judecata noastră particulară, pentru că putem pleca când nu ne așteptăm. Omul cu deșertăciunea s-a asemănat zilele lui ca umbra trec, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului și chiar pentru că astăzi sunt floriile, avem atâtea suflete frumoase, fie femei, fie bărbați, care poartă nume de flori și merită să se bucure de fiecare clipă în onomastica numelui prin comportament frumos și cred că în această săptămână a pătimirilor noi românii ar trebui să dăm dovadă de cea mai mare credință prin schimbarea limbajului trivial, pentru că vedem că lumea este agitată, irascibilă, nervoasă. Credința nu este un act de nervozitate, trebuie să ne aducem aminte în aceste zile exact de cuvântul apostolului Pavel. Dragostea toate le rabdă, toate le crede, toate le iartă, nu ține minte rău, nu se trufește, nu se mândrește, nu se răzbună. Deci puterea dragostei și a credinței nu cade niciodată. Părinte, știu că ați făcut un apel la autorități ca acesta să permită credincioșilor să meargă la înviere. Acest lucru nu a fost posibil, restricțiile rămân în vigoare. Eu încă cred că noaptea de înviere, dacă Dumnezeu este mare și milostiv și puternic, pentru cei în vârstă, pentru cei bolnavi, pentru cei neputincioși, pentru cei care se simt asimptomatici sau asimptomatici, șederea în casă este o absolută necesitate și nu ne putem pune cu legea, dar consider că printr-o bunăvoință a cezarului, cum spune Sfânta Scriptură, și printr-o bunăvoință a Ministerului Sănătății și a ordinelor de stat, se poate pentru cei tineri și sănătoși măcar o oră de îngăduință sau cât se ia Sfânta Lumină, fiindcă slujbele se fac numai în afara Bisericii Anvierii. Este citirea unei simple evanghelii care durează 15 minute, și cât își împart oamenii unii de la alții lumina, cu distanță, cu mască, adică încă se poate reveni asupra acestui lucru, dar aceasta trebuie să hotărască, desigur, evident, numai și numai autoritățile. Exact. Părinte, dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, ce ar trebui să facem dacă suntem acasă? Să aprindem o lumânare? Dacă nu se va întâmpla, stăm în fața candelii, așa, icoanei Mântuitorului Iisus Hristos, în fața candelii icoanei Maicii Domnului, aprindem lumânarea
noastră de ceară din lumânar, din lumina candelei, citim acatistul Sfintei Învieri, citim acatistul Mântuitorului Hristos sau Paraclisul Maicii Domnului, gustăm o gură de aghiazmă și de anaforă și cu mila lui Dumnezeu îl slăvim pe Dumnezeu cântând discret și atent Hristos a înviat. La țară se poate cânta și în ograda casei, la bloc trebuie să fim mai atenți pentru că nu avem pe balcon. Da, să nu deranjăm pe cei din jur, dar încă o dată ne gândim că autoritățile noastre, fiind autoritățile unui popor creștin, vor găsi o mică virgulă pentru că legea ucide Duhul de viață. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi prețioase și pentru faptul... Vă iubim și noi și vă pomenim și urăm în mod anticipat la tot trustul dumneavoastră, Hristos a înviat cu bucurie. Vă mulțumim foarte mult, Părintele și-a rupt așadar de la rugăciune câteva minute pentru a intra în direct cu noi și îi mulțumim.